Doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu Cărțile pe Față, vorbim astăzi despre una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România, despre felul în care se încearcă păstrarea patrimoniului istoric construit și a identității acestuia. Suntem așadar la Govora, în județul Vâlcea, și vom sta de vorbă cu tinerii specialiști de la Asociația Studio Govora, care își propun exact acest lucru, să documenteze moștenirea culturală și să identifice proiecte pentru revitalizarea acesteia. Radu Târcă, ești arhitect, unul dintre inițiatorii Asociației Studio Govora, și te-aș întreba cum a început acest proiect și până la urmă cum a început dragostea ta pentru Govora, pentru că bănuiesc că ăsta a fost punctul de plecare. Într-adevăr, Asociația Studio Govora a început în primă instanță ca un grup de inițiativă civică, fondat de mine, Ștefania, soția mea și colega noastră Irina Leca, în 2019, când am terminat noi Universitatea de Arhitectură. Am avut niște proiecte de diplomă foarte bine primite în perioada respectivă, care se axau foarte mult pe tot patrimoniul din Băile Govora. Asta ne-a dat un imbold foarte important. Apoi am cunoscut-o pe Irina, care e istoric de artă la bază, și am început să lucrăm împreună cu o asociație, ARHE se numește, mult mai, cum să zic, mult mai experimentată decât noi la acea perioadă, care ne-au ajutat să ne punem la punct cu toate elementele tehnice, pentru ca apoi și noi să începem să devenim o asociație de sine stătătoare. Dar ai copilărit în Govora și de aici cred că a început toată povestea până la urmă. Cu siguranță, deci Govora pentru mine e cel mai important loc și, din punctul meu de vedere, are unul dintre cele mai importante patrimonii balneare din țară. Am considerat încă de la început că merită, încă de când am intrat la Facultatea de Arhitectură, o atenție specială, și m-am bucurat și de simpatia oamenilor de aici, pentru că am copilărit în oraș și cumva cred că a meritat și merită în continuare tot efortul și susținerea noastră pentru locul acesta. Ce v-ați propus cu Asociația Studio Govora? Sigur că sunt foarte multe lucruri pe care ni le-am propus, dar în principal scopul nostru e acela de a ajutora politicile de dezvoltare ale orașului. Și aici nu vorbim neapărat doar de patrimoniu balnear și de salvarea lui, ci și de întrajutorarea oamenilor care au monumente istorice sau clădiri vechi. În afară de chestiunea asta, lucrăm cât de mult putem și cât de eficient se poate cu primăria și cu actorii locali privați, cât să putem coerentiza, de fapt, toată situația aceasta de salvare a orașului. Aș repeta aici că Băile Govora are un patrimoniu foarte important istoric pentru stațiunile balneare. În perioada comunistă, peste oraș, nu s-a intervenit foarte puternic în perioada de sistematizare a anilor 80, deci asta a putut crea o premiză de dezvoltare a orașului așa cum a fost el planificat, adică în perioada antebelică, ca un adevărat oraș grădină în care în jurul parcului central să se dezvolte armonios toate activitățile necesare unui mic oraș, cochet și rafinat, ca în Franța. Cred că, în afară de ajutorul pe care încercăm să-l oferim actorilor principali, ne concentrăm și asupra activării clădirilor principale ale orașului, cum ar fi cinematograful din Băile Govora, cum ar fi anumite clădiri care au încă o șansă de a fi salvate fără, strategii și investiții foarte puternice, pentru că există așa ceva.
anumite vile foarte importante din oraș au primit ajutorul nostru și nu doar pe partea de arhitectură, cât și pe partea aceasta foarte, foarte importantă a logicii investiționale, a eficienței acesteia. Și toate acestea creează un pachet foarte important pentru intervențiile noastre în oraș. Obiectiv important al stațiunii Băile Govora este Vila Ivanovici. Este și în patrimoniul primăriei Govora și tocmai de aceea v-ați propus să faceți ceva pentru a o salva de la distrugere. Este foarte importantă această vilă pentru că ea face parte din clădirile, din primele clădiri construite în Govora, de la înființarea stațiunii la 1887, la inițiativa prim-ministrului Ice Brătianu. Vila a fost ridicată undeva pe la 1900, dintre primele construcții private. Și te-aș ruga să ne dai câteva repere din povestea acestei clădiri. Este o arhitectură deosebită, o dantelărie, adevărată dantelărie de lemn a fațadei. Au trecut peste 120 de ani peste construcție. Ce s-a întâmplat cu ea de-a lungul timpului? Da, vila a fost construită de către colonelul Ivanovici, colonel care a fost înrolat în armata lui Cuza și a fost foarte important pentru noi în cercetările de arhivă să găsim aceste informații. E de menționat că în afară de vila Ivanovici, colonelul a mai construit încă una, care a dispărut în perioada comunistă, a fost printre puținele clădiri importante ale orașului care au dispărut în perioada anilor 80. Sigur că ea este probabil cel mai important și o clădire remarcabilă pentru arhitectura de vilegiatură. Se găsesc destul de rar în țară clădiri dantelate cu asemenea fațade foarte, foarte frumos planificate, împodobite, care să înnobileze de fapt spațiul public, că fațada aparține orașului până una alta. Cred că și în Govora este oarecum unicat. Este unicat, sigur că da, și de fapt cred că nu mă hazardez să spun că raportat la toate stațiunile de pe raza județului, Vila Ivanovici reprezintă singura tipologie de vilă de vilegiatură cu o dantelă absolut minunată. Desigur, care a mai rămas. Colonelul Ivanovici era un om al locului, avea rădăcini aici sau vine și el atras de moda timpului, să spunem? Vine atras din moda timpului. Ce am reușit noi până acum să aflăm este că acesta se retrage din Craiova, de unde locuia, și construiește aceste două vile, atât pentru el și familia lui, cât și pentru a oferi spații de cazare, dar la un nivel într-adevăr mai ridicat pentru ceea ce însemna și se dorea Govora în perioada începutului de secol. După construcția acesteia, în perioada interbelică, aici ea a funcționat ca un soi de hotel, dacă vrem, iar apoi în perioada comunistă a trecut prin mai multe etape. Pentru câțiva ani a funcționat aici un internat, apoi o școală, iar apoi aici au locuit diferite familii ale orașului. Totul culminând în anii, la sfârșitul anilor 90 și început de anii 2000, cu undeva în anii 2000, vila a intrat într-un anumit tip de circuit juridic. Primăria a reușit să o câștige într-un final și odată intrată în patrimoniul propriu-zis al primăriei, aici au fost găzduite anumite familii ale orașului. Clădirea a început totuși, din păcate, o perioadă mai negativă, în care investiții nu au mai existat. E într-adevăr un lucru minunat să poți să salvezi o astfel de clădire, dar nu e foarte ușor. La un moment dat avea eticheta de, sau are și acum, eticheta de pericol public. Public, da. Asta datorită faptului că intervențiile asupra ei nu au mai existat din perioada anilor 60-70. Iar, sigur, o structură atât de complexă precum cea a dantelăriilor din lemn și a structurii acestea din zidărie și lemn de la începutul secolului
trebuie avut grijă. În anul 2005 a fost declarat pericol public, oamenii evacuați din această vilă, iar în anul 2020 a fost printre primele noastre proiecte alături de restaurarea foișorului interbelic, singurul foișor istoric din oraș. Aici am avut foarte mult sprijin și ajutor din partea colegilor noștri, arhitecți, urbaniști, cercetători din diverse ramuri, cât și din partea autorității locale. Am obținut fondurile din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timpul monumentelor istorice. Am aflat în 2020 că era prima ediție, deci cumva o ediție pilot în care am zis să ne încercăm și noi norocul. Am fost clasați pe primul loc, urmarea rezultatelor publicate și, practic, aceste fonduri au putut fi preluate de către noi și primărie pentru a o putea pune în siguranță. Sigur că e de menționat că Vila Ivanovici reprezintă singurul monument istoric clasat din patrimoniul primăriei. Băile Govora, în general, chiar dacă rămâne una dintre stațiunile cu un foarte important patrimoniu, sunt extrem de puține clădiri clasate, chiar dacă sunt absolut minunate și unicat. După ce am câștigat... Asta pentru că cineva nu a făcut demersurile necesare să le claseze? Da. Că bănuiesc că suntem de acord că sunt de valoare multe dintre ele, sau cele mai multe dintre ele. Prin anumite intervenții legislative, prin planul urbanistic general al orașului din 2010, sigur că atât parcul, cât și anumite clădiri, cum ar fi Hotelul Palace, sau cinematograful orașului au fost clasate, adică au rămas clasate ca monumente și acestea instituie o zonă de protecție importantă. Deci nu se poate interveni în arealul central al orașului oricum, pentru că trebuie să existe anumite avize care să fundamenteze aceste studii. Așa s-a întâmplat și pentru noi la Vila Ivanovici și noi credem că am dat măsura unei bune colaborări atât cu primăria cât și cu oamenii din oraș. Am încercat și încercăm să îi facem pe oameni să conștientizeze importanța a ceea ce înseamnă un monument istoric, un monument simbolic, care, într-adevăr, necesită studii separate și un pic mai complicate, e drept, dar care, odată obținute, pot contribui la bunăstarea și imaginea simbolică a orașului. În ce a constat intervenția efectivă asupra clădirii și în ce stadiu este ea acum? Intervenția propriu-zisă a constat în punerea în siguranță a corpului secundar și a corpului principal. Corpul secundar a avut cea mai mare problemă. Acolo a trebuit să intervenim mai puternic printr-un eșafodaj metalic și din lemn, cu o acoperire de principiu care va rezista câțiva ani. Noi, sigur, am planificat-o pentru mai mult timp, dar teoretic, ca o mică paranteză, Vila Ivanovici acum așteaptă și încercăm împreună cu primăria să construim o strategie pentru a obține mai departe fonduri atât naționale cât și europene, posibile, tocmai prin implementarea acestui prim pas a punerii în siguranță. Apoi au fost planșele împreună cu acoperișul puse în siguranță printr-un eșafodaj și prin un număr de aproximativ 400 de pop metalici. Și în afară de aceasta au fost făcute un număr foarte important de studii asupra ei, care nu existau atunci. De la scanarea 3D a clădirii până la dezveliri de fundații, adică am reușit să înțelegem de fapt clădirea pentru a putea interveni asupra ei. Iar punerea asta în siguranță e ceva foarte important. Am reușit să creăm de fapt premizele unei intervenții sănătoase, considerăm noi, pentru această clădire. Și aș mai adăuga doar atâta. Vila Ivanovici mai este și subiectul în cadrul Universității de Arhitectură la anii 4 și 5, la București. Este subiectul unor ateliere specializate pe patrimoniu, în care încercăm cu profesorii de acolo și cu studenții din anii respectivi să creionăm diferite scenarii de folosire a ei, cât să putem crea diferite raporturi pentru primărie, cât să vadă toată lumea cât de important ar fi, de fapt, reinstituirea ei în circuitul public și, de ce nu, turistic al orașului. Însă e un lucru complicat, ne place foarte mult să facem asta, dar va mai dura un pic.
până atunci. Este un noroc totuși că la Govora se păstrează atât de mult din patrimoniul istoric, clădirile vechi, și tocmai de aceea bănuiesc că ați avut această inițiativă de a elabora un ghid de bune practici pentru păstrarea specificului local. Un ghid care conține recomandări atât pentru ceea ce ar însemna restaurarea, refacerea clădirilor vechi, cât și pentru ceea ce înseamnă construcțiile noi, bănuiesc. Da. Spune-ne mai multe despre ghidul acesta, cine a lucrat la el și efectiv la ce ar putea fi el util. Ar fi foarte multe de povestit despre ghid. În primul rând, echipa a fost compusă din noi, echipa Studio Govora, Eugen Pănescu, Ilinca Pun Constantinescu, actori locali precum doamna Ionela Dinescu, care ne-a ajutat foarte mult și care este directorul secției arhivelor statului de la Râmnicu-Vâlcea, cu o foarte importantă monografie asupra orașului și e de menționat asta, ne-a ajutat foarte mult. Și cu foarte mult sprijin din partea oamenilor care ne-au putut oferi imagini vechi pe care nu le găsisem întotdeauna în arhivă. Bun, ghidul de principiu s-a dorit, de fapt, în concepția noastră, mai mult decât un ghid, adică noi am dorit prin acesta, de fapt, să... Sunt câteva sute de pagini, nu? Da, sunt aproape 300 și ne-am dorit, de fapt, să tragem un semnal de alarmă, pentru că dezvoltarea orașului, în modul cum o vedeam noi, nu mai era conștientizat, de fapt, ca pe un lucru neapărat coerent. Am tot încercat, prin discuții atât cu oamenii cât și cu factorii locali, decidenți locali, să vedem, de fapt, cam cum văd ei orașul, viitorul orașului, și ne-am dat seama că totul e destul de vag. Lumea cumva a început să uite și să estompau, de fapt, aceste granițe ale istoriei, acestea nobile ale orașului, și atunci am simțit nevoia de a crea acest instrument, de fapt, pentru reconștientizarea valorilor orașului, nu doar ale patrimoniului, cât și a contextului cultural, social, chiar și economic pe care l-a avut Govora, și apoi un factor important pentru dezvoltarea construcțiilor în oraș. Nu trebuie, sigur, pentru clădirile vechi, știm cu toții, nu e ușor să intervii asupra lor, să restaurezi tâmplărie istorică și așa mai departe, însă am încercat să demontăm acest, cum să spun eu, această sintagmă că e foarte greu de lucrat, de fapt, cu clădirile istorice. Nu e, de fapt, deloc greu. Într-adevăr, e mai minuțios, durează un pic mai mult timp, dar România și mai ales în zonele acestea în care suntem și noi, au început să apară din ce în ce mai mulți oameni interesați și la nivel constructiv, dar și la nivel cultural de acestea. Și că odată ce ar dispărea, de fapt, tot patrimoniul istoric, noi nu am mai putea confunda, de fapt, ca locuitori ai Govorei cu o stațiune, de fapt, istorică, aproape cea mai importantă din vechiul regat, cum s-a și dorit. Deci, cum spuneam, direcția orașului nu mi s-a părut că merge, într-adevăr, pe cel mai coerent drum. Trebuie conștientizat că nu e vorba doar de stațiunea istorică, care încă rămâne prezervată și e destul de în regulă. Govora e un organism, de fapt, care funcționează ca un oraș. Are nevoile lui, se locuiește la bloc și aici, iar la un moment dat această dezvoltare haotică urbanistică a început să intervină și în oraș. Ori asta e o problemă. Noi am considerat că ar trebui toate lucrurile înțelese ca pe un tot. Atât stațiunea istorică, cât și orașul propriu-zis. Iar ghidul, din punctul nostru de vedere, vine cu niște recomandări cât să poată fi unificabile aceste noțiuni. El ar fi utilizabil de către autoritățile locale, dar și de către cei care... Oamenii care, orașului da. Care vor să-și construiască ceva, care vor să renoveze ceva, da. Investitorii posibili. Exact. Adică ne-am gândit și din punct de vedere arhitectural. Noi, ca arhitecți, dacă suntem interesați la un moment dat de o zonă istorică și vrem să intervenim, nu neapărat în Govora, în alt oraș, ne punem întotdeauna întrebări de tip cum intervenim, ce e specific la acel loc. Ori în Govora există aceste descrieri destul de clare ale specificului local, dar nu erau definite nicăieri. Ori noi am crezut oportun să venim să le definim destul de clar noi, cât de coerent se poate și tradus pe un limbaj absolut normal, adică nu profesional, foarte rigid și încorsetat.
Și nu doar pentru arhitecți, cât și pentru oamenii care vin să viziteze orașul, să înțeleagă de fapt de la istorie și cum istoria de fapt creează mediul urban, că despre asta e vorba. Ștefania Târcă, arhitect, de asemenea printre inițiatorii Asociației Studio Govora. Ne aflăm într-un loc important, atât pentru activitatea voastră, cât și pentru Govora. Este aici lângă noi singurul foișor istoric, datând de la 1938, care se mai păstrează în Govora și care a fost restaurat de voi ca un exemplu de bune practici. De ce s-a păstrat unul singur, în primul rând? Am găsit chiar o plăcuță pe el când ne-am apucat de reparații. Are o plăcuță de inventar și pare să deci că erau mai multe obiecte de acest fel. Însă, fiind niște construcții din lemn, deci un material destul de fragil, și fiind niște construcții mai puțin importante decât așa se consideră, probabil că au fost printre primele lucruri care au fost înlocuite de-a lungul timpului. Erau niște investiții ușor de făcut în perioada comunistă și au fost încet încet înlocuite. Acesta nu știu cum a avut norocul să scape, dar oricum era într-o stare destul de avansată de degradare. Cred că nimeni nu-i mai dădea nicio șansă de scăpare. Și cu atât mai mult asta ne-a motivat să îl alegem pentru intervenție, pentru că părea chiar pierdut. Și am demonstrat practic că din ceva care părea cu adevărat că nu se mai poate face nimic pentru el, l-am transformat și l-am readus într-o stare perfect funcțională. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta? Tot în 2020, în toamna anului 2020. A fost într-adevăr mai greu decât ne-am așteptat. Toate lucrurile au durat o perioadă mai lungă de timp decât planificaserom. Am avut ajutor din tot soiul de părți, de la finanțări, de la Administrația Fondului Cultural Național până la voluntari care au venit să lucreze efectiv și să pună mâna pe structură și pe foișor. Dar într-un final am reușit și l-am finalizat prin decembrie, cred. Ne-am apucat în august și l-am finalizat în decembrie. A fost unul din proiectele cele mai dragi nouă, pentru că era și printre primele, dar și pentru că simțeam că facem ceva palpabil, ceva care poate fi văzut de toată lumea și care era chiar apreciat chiar din timpul șantierului. Oamenii treceau pe aici, prin zonă, și se opreau să ne felicite, să ne spună că apreciază foarte mult că facem lucrul ăsta pentru ei. Și a mai fost un lucru, la un moment dat, în anii trecuți, primăria avusese de gând să facă niște blocuri anele fix pe locul acesta, un mic parc în care se află foișorul. Și comunitatea s-a opus. Adică au protestat la această idee de a ocupa un spațiu verde foarte frumos cu tot soiul de specii, de copaci și plante deosebite. E chiar un ginkgo biloba chiar aici lângă foișor și care toamna se îngălbenește și dă o atmosferă foarte plăcută. De fapt, aici este o zonă de vile, nu? Vile din perioada antebelică, interbelică. E un cartier de case interbelice care erau închiriate în perioada de activitate a stațiunii. Și mai târziu, după anii 50, acest cartier a fost cumva închis și protejat cu securitate, cu protecție, pentru cei mai mari din Partidul Comunist. Era numit Cartierul Comitetului Central și așa i-a rămas și numele până azi, Cartierul CC. Are o întreagă istorie și, povestind cu localnicii, ziceau că când erau copii, cumva era fascinația asta unui loc interzis și tot încercau să ajungă aici pe alea pe care ne aflăm, care se pare că era mult mai frumos amenajată cu trandafiri și cu arcade și tot soiul de lucruri frumoase. Și era fascinația asta locului interzis.
Și deci a rămas în mental ca fiind un loc foarte frumos care trebuie păstrat. Unul din locurile care dă identitate Govorei istorice este parcul, care a fost trasat așa în linii mari, să spunem, chiar din prima etapă de amenajare a stațiunii, dar practic el a fost amenajat de un arhitect peisagist francez la 1910, în a doua mare etapă de amenajare a stațiunii. De ce este important locul ăsta? De ce a fost gândit cumva ca nucleu al orașului parcul, al băilor, de fapt? E o întreagă teorie, să zicem, despre practica asta a termalismului. Ea provine din Franța, a fost preluată cu totul din practica de acolo. Franța avea o istorie mult mai bogată în stațiuni balneare la momentul respectiv, la sfârșitul secolului XIX. Și Ice Brătianu, cel care a înființat stațiunea, era un francofil. Și ca atare... Toți cei din protipendadă, să spunem, și intelectualii vremii. Da, și probabil că a fost preferința lui ca să fie ales acest model de stațiune. A fost construit de la zero și parcul a fost printre primele zone amenajate aici. Era un complet gol, un loc între sate, între Păușești și Govora, și nu exista nimic. S-a trasat prima dată, practic, limita parcului. Era o zonă efectiv împrejmuită, amenajată cu niște bănci, destul de sumar, și pus o construcție de lemn în care se făceau băi cu aceste ape minerale descoperite. Evident că Brătianu, după modelul francez, își dorea, ca și Govora, să atragă la fel de mulți vizitatori, să devină la fel de prestigioasă. Și Catar era conștient că nivelul investițiilor trebuia să fie mult, mult mai ridicat pentru a avea cât de cât atractivitate pentru oamenii bogați din acea perioadă. Care erau practic, piatra de temelie a stațiunii a fost pusă la 1887, nu? La inițiativa prim-ministrului Ice Brătianu. Exact. După care, în 1910, s-a dezvoltat mai mult. La început, investițiile au făcute de stat și atunci pentru stat era destul de greu, nu existau fonduri suficiente. Și la un moment dat, în 1910, s-a înființat societatea Govora Călimănești, o societate privată care avea menirea să preia activele statului și să le ducă mai departe, să investească și să le ridice la un nivel mult, mult mai ridicat, cel care era așteptat de fapt. Sub conducerea unui alt Brătianu? Da, fratele lui Ice Brătianu, Vintilă, care a preluat conducerea stațiunii și și-a chemat, spre exemplu, unul dintre cunoștințele sale de la București, arhitectul Ernest Donau, pe care l-a contractat să construiască hotelul Palace și pavilionul de băi împreună cu izvorul Ferdinand. Doar că pentru aceste clădiri absolut fabuloase și impunătoare era nevoie de cel puțin un context la fel de fabulos. Și modelul parcului era unul deja implementat foarte cu succes în Franța. Parcul Balnear se numește și e practic cartierul în care se desfășura toată activitatea și toată cura termală. Un alt francez a fost cel care l-a gândit, să spunem așa, arhitectul peisagist Émile Pinard. Da. Émile Pinard a fost unul din discipulii lui Édouard Redon, cel care a făcut parcul Romanescu și cumva cred că a aplicat multe din lucrurile pe care le învățase în implementarea de la Craiova. A făcut un parc de inspirație romantică, cu foarte multe alei sinuoase, cu foarte multe surprize pe parcursul plimbărilor și așa mai departe. Și fiindcă terenul era destul de înclinat, dar și fiindcă doctorii, cei care administrau stațiunea, cumva cred că îi ceruseră să aibă diferite grade de dificultate ale traseelor, fiindcă unul dintre elementele principale ale curei termale era plimbarea.
și era recomandat mișcarea cel puțin câteva minute pe zi, în timp ce își beau acel pahar cu apă minerală care le era prescris. Și toată ideea asta cu parcul care să-ți distragă atenția și cu toate frumusețile lui era de fapt un tertip al doctorilor de a îi convinge pe oameni să bea acel pahar până la capăt, să uite de gustul lui neplăcut, da. Și să, de fapt, să parcurgă parcul în acest timp și să devină totul mult mai plăcut. Revenind la zilele noastre și la ghidul pe care voi l-ați realizat, ghidul de bune practici, în ce măsură poate deveni acest ghid normă? În ce măsură îi poate face el conștienții pe cei care locuiesc aici în Govora sau pe cei care vin să investească aici în Govora că este necesar un set de reguli pe care să le urmeze, atât pentru restaurare, cât și pentru construcții noi, pentru a se păstra acest specific al locului, care este unul valoros, care este unul care dă, până la urmă, valoarea acestui loc. Ghidul este un instrument pe care noi l-am gândit ca fiind adresat atât autorităților, cât și comunității. Pentru că nu se poate face nimic fără ambele părți. În sensul în care comunitatea are responsabilitatea să aibă grijă de proprietatea fiecăruia și să încerce să o întrețină cât de corect se poate, iar uneori este dificil de făcut lucrul ăsta, fiindcă e o anumită grijă cu care oamenii nu sunt obișnuiți pentru clădirile istorice. Sunt anumite detalii, anumite tehnici constructive mai vechi pe care ei n-au de unde să le știe. Și atunci ne-am gândit ca acest ghid să cuprindă, de fapt, toate aceste informații, să fie accesibile lor și să poată să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când se hotărăsc să facă vreo intervenție. Pe de altă parte, autoritățile au datoria să cumva vegheze asupra a ceea ce oamenii își doresc să facă. Nu să-i împiedice, dar să-i vegheze, să controleze un pic felul în care ei își deschid proprietățile către spațiul public, către spațiul care este al tuturor. Și atunci, și evident, și autoritățile au nevoie de această îndrumare din partea specialiștilor despre ce ar trebui făcut și unde ar trebui să se ajungă. De fapt, ghidul oferă un fel de viziune asupra rezultatului final, asupra ceea ce orașul ar trebui să devină la un moment dat. Și cumva cred că ar trebui să fie făcută această colaborare între cele două entități, între inițiatori și control. Ștefania Târcă, ne-am mutat, iată, și suntem lângă cea mai impunătoare clădire din Govora, Hotel Palace, construit între 1911-1914 și care, din fericire, a beneficiat și de o restaurare făcută în respect față de tradiția istorică a locului. Aș vrea să ne spui câteva detalii așa interesante despre povestea acestei clădiri. Ce crezi tu că este mai interesant? Govora a preluat aproape tocmai modelul francez de realizare a stațiunii și a preluat și conceptele care au venit împreună cu ea. Spre exemplu, Palace este un exemplu remarcabil de hotel palat. Hotel palat însemnând acest tip de hotel impunător care se aseamănă unui palat, datorită faptului că în începutul secolului de 20, hotelul era încă un program nou, un tip de clădire cu care societatea nu era încă obișnuită. Și cu atât mai mult nobilii
și aristocrații care obișnuiau să-și petreacă vacanțele la rude, la prieteni, în diverse castele și conace din provincie. Și unul din argumentele care i-a convins să apeleze la serviciile unui hotel era acesta al mirajului unui palat. Și așa a ajuns, practic, să se construiască o serie de hoteluri, grand hoteluri, să le spunem, cu un anumit standard în ceea ce privea confortul. Ele sunt foarte, foarte răspândite în toată Franța și toate aveau nume la superlativ de genul Splendor, Excelsior sau mai știu eu. Aici s-a numit chiar Palace și este singurul grand hotel din Govora. A fost proiectat de Ernest Donneau, cum spuneam, un arhitect de origine franceză. Și este preluat tot așa după un model al unor clădiri din Franța. Se găsesc chiar niște frați, să zicem, mai mari, aproape identici acolo. Hotelul este o preluare, o îmbinare, să zicem, de stiluri. E cumva un mix între clasicism și influențe ale stilului neoromânesc. E cumva un experiment pe care arhitectul l-a făcut în perioada respectivă. Există chiar și o legendă despre el. Se spune că are 365 de ferestre și uși, și tot atâtea câte zile are anul, și că în fiecare zi, cel puțin o oră, intră soarele pe fiecare fereastră. A fost construit destul de repede, aș zice. Da, destul de repede, cu meșteri din străinătate, mai ales italieni și sârbi. Are 7 nivele? Este foarte, foarte mare, foarte încăpător și s-a dorit chiar tot așa un confort foarte ridicat, adică este primul hotel din România, mai ales din vechiul regat, mă refer, care a avut lift, ascensor, care a avut bază de tratament în aceeași construcție cu spațiile de cazare. Era dotat cu tot felul de aparaturi performante, spre exemplu bucătăria care era adusă din Germania, oglinzi de cristal, marmură de Carrara, saltele duble, izolație fonică între camere. Sunt foarte, foarte multe detalii pe care hotelul le-a avut inițial, original, și care cumva erau destul de inedite la momentul respectiv. Irina Aleca, ești istoric de artă și manager cultural, ești de asemenea parte a Studio Govora. Aș vrea să vorbim puțin despre felul în care s-a concretizat conceptul acesta de stațiune balneară aici la Govora. Practic, perioada de apogeu, de glorie a stațiunii a fost în perioada antebelică și interbelică, dar și în perioada comunistă stațiunea a fost foarte populară. Poate pe coordonate puțin diferite. Cum s-a schimbat povestea asta trecând de la o epocă la alta? Când te uiți la istoria Govorei, e foarte interesant să vezi cum s-au schimbat lucrurile. Ea a fost gândită, unul dintre marile obiective la vremea fondării a fost ca stațiunea să funcționeze tot timpul anului. Și totuși, oricât s-ar fi chinuit statul, nu reușeau să facă să funcționeze decât câteva luni pe an. Într-adevăr, a fost perioada de glorie în perioada antebelică. Odată ce societatea Govora Călimănești a făcut marile investiții, investind pe lângă infrastructură și în partea de cultură foarte mult și cum se petrecea viața la băi, care erau serviciile pe care oamenii le primeau aici, dar schimbarea majoră, schimbarea de paradigmă, ca să zic așa, a venit odată cu perioada comunistă, când statul a naționalizat tot, bineînțeles, dar ce au reușit ei să facă a fost să îndeplinească acel obiectiv de care spuneam mai devreme, și anume să facă stațiunea să funcționeze tot timpul anului. Toate vilele, toate hotelurile erau pline, într-adevăr cu oameni din clase sociale foarte diferite, dar totul funcționa 12 luni, 365 de zile. Așa.
tocmai prin felul în care erau gândite fluxurile, serviciile, cui aparțineau vilele, sindicatele care trimiteau muncitorii, când fiecare grupă de turiști, cum veneau fiecare și de asemenea ce puteau să facă ei la băi. Era foarte interesant, era foarte multă lume lucra aici, era cumva o corporație, era de stat, dar erau sute de oameni în anii 70, dacă nu mă înșel, erau undeva la 700 de oameni care lucrau pentru întreprinderea balneară. Comparativ astăzi, pentru societate sunt aproximativ 50-60, ca să vă dați seama de dimensiuni. Și pe lângă acești oameni care lucrau, acești oameni care lucrau făceau și alte lucruri pe lângă jobul lor de zi cu zi. Medicii, de exemplu, cu asistentele aveau trupă de teatru. Din când în când făceau spectacole în cazinoul din parc. Existau ansambluri folclorice, cor, oamenii se manifestau artistic și oamenii veniți la băi puteau să vadă toate aceste puneri în scenă sau, nu știu, concerte sau se jucau tot felul de chestii. Cinematograful, la fel, avea 4, 5, 6 reprezentații pe zi, de dimineață până seara târziu, era plin. Oamenii își aduc aminte cu mare entuziasm cum în sala întunecată, nu știu, s-au bucurat de primul sărut sau au reușit în sfârșit să petreacă timp de calitate cu persoana dragă. Deci era o viață cât se poate de vie, de activă, tot timpul aici. Din păcate s-a și pierdut ceva în acea perioadă. Cumva conștiința acestui patrimoniu istoric, acestei povești a istoriei stațiunii, oamenii, așa cum spuneai, au amintiri din această perioadă comunistă, mai departe amintirile s-au pierdut și cred că acesta este un lucru pe care voi vi l-ați propus cu Asociația Studio Govora, să faceți, să legați firele astea, să le aduceți oamenilor poveștile mai vechi și să le demonstrați că ele sunt valoroase și că pot constitui un punct de atracție astăzi aici în Govora. Da, printre primele lucruri pe care le-am făcut atunci când am început, colegii mei le făceau deja, a fost să stăm de vorbă cu localnicii, de la cea mai în vârstă doamnă care are undeva la 100 și puțin, 101-102 ani, doamna Bosco, care a fost medic stomatolog, avea cabinetul chiar aici în Palace, cu alți oameni din diferite generații. Radu își aduce aminte poveștile bunicii sale care a lucrat în pavilion și am încercat așa să punem cap la cap poveștile vieții la Govora în diferite perioade. Dacă doamna Boscov povestește de partidele de pocherași din diverse vile istorice, celelalte doamne povesteau de, nu știu, timpul din cinematograf sau reprezentanțiile folclorice și așa. Și am încercat să aducem genul ăsta de activități în timpul nostru pentru public cât mai variat, poate chiar din bula noastră, să zicem așa, din oamenii care se duc la tot felul de concerte sau festivaluri de artă vizuală prin București, arhitecți, etc. Și să le adaptăm cumva într-un eveniment pe care noi îl organizăm din 2020, Zilele Arhitecturii Balneare, unde umplem spațiile subutilizate, neutilizate din Govora cu tot felul de activități artistice. Fie că vorbim de expoziții, de planșe de arhitectură sau de fotografie, avem o colaborare cu colectivul La Mural, cei care făceau festivalul de artă vizuală de la Brașov, care vin și fac proiecții de videomapping pe clădiri, tocmai pentru a le însufleți și a le arăta într-o altă lumină. Mai avem concerte, tururi ghidate, în care povestim din discuțiile pe care le-am avut cu localnicii. Încercăm cumva să facem o punte între istoria și felul în care se desfășura viața la Govora înainte și ce se întâmplă astăzi. Unul dintre dezavantajele de aici este că turiștii, odată ce vin, nu prea au ocazia să afle despre istoria locului. Nu există panouri prin oraș, nu există oameni care să ofere tururi ghidate în fiecare zi sau măcar consecvent. Și noi încercăm, prin ce facem noi, să dăm un imbold, să zic așa, și oamenii să ne poată urma exemplu și să organizeze ei de la sine. Prin tururile noastre ghidate, de exemplu, dacă la început erau câțiva oameni, acum ne bucurăm de câteva zeci de oameni, și dacă la început erau doar turiști, acum vin și localnicii, care sunt curioși să afle mai multe despre istoria locului. Surprinzător, nu mulți localnici știu despre patrimoniul din Govora și despre povestea fondării băilor Govora.
Și încet, încet încercăm să stimulăm o dragoste de loc, până la urmă, atât în ceea ce privește turiștii, cât și localnicii. Ca o paranteză, aș vrea să zic că turiștii sunt mult mai atașați de loc, cumva. Au amintiri din copilărie de când veneau cu bunicii la băi sau își aduc aminte tot felul de lucruri, în timp ce localnicii cumva s-au detașat, tocmai din cauza acestor ani în care lucrurile au căzut cumva într-un cont de umbră, zic ok, nu ne mai gândim cum era altă dată sau nici măcar nu știm pentru că suntem prea tineri și nu ne aducem aminte. Dar încet, încet crește. Odată ce știi mai multe despre un loc, devii mai atașat, înțelegi mai bine, înțelegi cum s-a ajuns, de unde era acum și încet, încet se depășește partea asta de resemnare. Și să zicem că se naște o nostalgie, dar o nostalgie bună, activă, proactivă. Oamenii vor să se implice, vor să dea o mână de ajutor, fiecare cum poate, și asta vedem noi de la an la an în activitățile pe care le facem. Dacă la început, în 2020, noi când am început, a fost și pandemie și asta ne-a dat peste cap toate planurile pe care le aveam și a fost și an electoral și cumva eforturile noastre au fost primite așa cu un fel de scepticism, pe lângă faptul că eram tineri, încă suntem, deci automat e o idee din asta că poate nu știm ce facem, poate, nu știu, au mai încercat și alții și n-au reușit, lasă că după aia o să abandoneze ei. Sau, na, avem apartenență politică, că plus COVID-ul care nu lăsa oamenii să iasă din casă. Da, și dacă la început lucrurile au fost puțin mai primite mai cu reticență, încet, încet oamenii au devenit mult mai deschiși și acum vedem foarte mulți localnici care vin și ne ajută și contribuie și ne pun întrebări și cred că Govora are o șansă pe care alte stațiuni din România nu o au, care stă tocmai în povestea asta ce ține de patrimoniu și patrimoniu cultural și natural. E o natură absolut splendidă aici și clădirile istorice comunică foarte bine, sunt parte din acest peisaj cultural. Și vorbind de peisaj cultural, peisajul cultural balnear, că despre asta vorbim, e rezultatul unui ritual, unui fenomen, unui culturi. Care mai este ea de actualitate astăzi? Cred că da, mai ales după pandemia de COVID, când am văzut cu toții ce bine e să ai natură și ce bine e să poți să respiri și să ai aer curat și să poți să fii într-un loc unde să te plimbi pe stradă și să fie totul sigur. Alte stațiuni au fost foarte densificate în perioada socialistă. Aici nu s-a întâmplat acest lucru. Este încă, nu te simți sufocat nici de clădiri, nici de oameni. Ai încă experiența asta pe care o aveau și alți oameni, să zicem, acum 50-100 de ani și aici cumva stă valoarea și povestea. Dincolo, nu vreau să fie, cum să zic, un discurs conservator sau conservatorist în ideea că vrem să păstrăm fix așa. Nu, ci doar identificăm niște valori, le punem la o temelie și pe asta construim mai departe fără să stricăm ce este avantaj 100% și ce poate să facă din locul ăsta ceva extraordinar. Thank you.